Focuri de arme, luptă corp la corp și depistarea substanțelor interzise. Asta au putut vedea peste 200 de elevi din orașul Sângerei. Marți 1 octombrie, liceienii au participat la Ziua Ușilor Deschise, organizată la sectorul de poliție numărul 1 Sângerei. În cadrul acestui eveniment, militarii din batalionul cu destinație specială Scorpion au prezentat un show de excepție. Iar câinele antrenat să găsească droguri a depistat într-un timp record substanțe narcotice ascunse de infractori. Elevii au rămas de-a dreptul impresionați de abilitățile de care au dat dovadă membrii batalionului cu destinație specială Scorpion. Eu am rămas impresionat de pregătirile acestor oameni care luptă pentru patrie și îmi place foarte mult. Mai mult mi-a plăcut asta, comanda Scorpion, care au făcut multe împușcături și ne-au ratat luptă unul la unul. Și câinele care caută substanțe narcotici. Vreau și să devin carabinier, ori degeaba la poliție. Echipa Scorpion, care a făcut foarte multe lucruri interesante, care nu am mai văzut până acum, ne-a oferit multe sfaturi noi, multe lucruri interesante, care au fost dificile, dar curioase pentru noi. Polițiștii le-au prezentat elevilor armamentul și echipamentul din dotare. Când conducătorul auto se află în stare de ebrietate și atunci îi se dă aparat să vedem cât alcool cu consumat. Vestea este pentru apărare. Mi se pare destul de interesant. Nu am ținut niciodată mână. Cred că pentru mine asta este prima experiență când văd demonstrarea armelor și diferitor trucuri. Și cred că pentru toți este asta o ocazie foarte bună de a cunoaște mai bine poliția raională. Sectorul de poliție numărul 1 Sângerei a fost redeschis acum un an, fiind gândit conform unui nou concept pentru o mai bună interacțiune dintre poliție și comunitate. Este un mecanism foarte util pentru poliția noastră, și anume mecanismul SARA, care este un mecanism ce presupune scanarea informației, analiza ei, reacționarea și aprecierea rezultatelor pe care le obținem. Menționăm că în cadrul sectorului de poliție numărul 1 Sângerei activează 15 polițiști.